Sâmbătă dimineață, fata i-a alertat atât pe polițiști cât și pe rudele care locuiau în casa de tip duplex că tatăl ei este mort în curtea casei. Fiica lui l-a găsit. Cum era? Ce știi? Ce ți-a povestit? L-a găsit cu fața în jos și cam asta tot. Îți dai seama că și ea e în șoc. Era muncit jos, eu n-am ajuns lângă el. Da, este foarte lovit, am văzut de la distanță. La nici 24 de ore, lucrurile iau o altă întorsătură. Anchetatorii ajung la concluzia că crima pare să fi fost premeditată. Fiica de 16 ani și prietenul ei de 18 ani l-au așteptat cu o seară înainte pe bărbat să ajungă acasă și l-au atacat cu un vătrai și o bară metalică. Mobilul, relația tensionată între tată și fiică, generată de faptul că tatăl se opunea relației cu iubitul ei, o familie dezmembrată, mama în Italia și de aici o serie de consecințe. Au plănuit premeditat. L-au așteptat să vină acasă, inculpatul a așteptat după colțul casei și l-a lovit cu o bară de fier. Cei doi tineri au fost prezentați tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de omor calificat. Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor și stabilirea răspunderii judiciare a celor doi suspecți.